S-a făcut un an și statisticile pretty fun. What? Ce poezia lupește asta? Panda Hug, neața și la mulți ani, dragilor, sunt Vitor și bine v-am regăsit la un nou video, ceva foarte special și tare de data asta. Se împlinește un an de când am început să fac foarte serios și pe bune YouTube și vreau să povestim câteva minute despre ce a însemnat anul ăsta pentru mine și să vă dau câteva sfaturi, ce să faceți și ce să nu faceți. Din experiența mea, astea sunt primele păreri după ce am văzut ce a ieșit după un an. Ne o să ne uităm împreună și la statistici. Nu mai pierdem vremea, înainte să începem, vă rog frumos, nu uitați să vă abonați la canal, să loviți ca de fiecare dată butonul de like și clopoțelul de notificări ca să fac foarte tare din ghibum când mai au și alte videouri. Mulțumesc frumos și haideți să ne uităm împreună la statistici după un an de zile. După 365 de zile, cum trebuie și pentru pragul ăla de monetizare, am reușit să fac 201 abonați în plus, aproape 730 de ore de vizionare și aproape 60.000 de vizionări pe tot canalul, efectiv ireal. Astea se adaugă evident cele de pe shorturi, dar în total eu zic că e efectiv ireal. Vedeți aici, mi-arată cum 999% mai mult pe fiecare chestie, deci nu pot să cred că după un an am reușit așa ceva, dar da. Vreau să povestim câteva minute despre tot ce a însemnat asta, mă așez fiindcă să nebunesc dacă tot mă plimb. No, bun, vreau să începem cu momentul în care am pornit toată aventura asta, evident. Totul a pornit de când mi-am luat laptopul ăsta de gaming, am reușit să fac videouri cu Hogwarts Legacy, mai apoi cu mai multe jocuri și de când am început seria cu Red Dead Redemption 2. Au avut destul de fain succes, am făcut și shorturi care au prins destul de bine. M-am avut de asemenea noroc și cu videourile cu iPhone 15, am prins foarte bine atunci, fiindcă am stat foarte mult să optimizez videoul, să apară în căutările oamenilor dis de dimineață cum se trezeau după evenimentul Apple și multă lume, în loc să stea să citească despre iPhone și toate cele, s-o uita la un video primul care a apărut și am avut noroc că algoritmul m-a iubit și le-a recomandat la oamenii video super best. Bun, am mai avut noroc și cu videourile cu ROG Ally și cu GTA 6, deci au fost în total o grămadă de videouri care au prins foarte bine și nu mă așteptam la asta, dar după câtă muncă și resurse am băgat în toate chestiile, da, era destul de ok să se întâmple asta. De asemenea, poate vă întrebați cum am reușit să-mi păstrez motivația timp de un an de zile. Efectiv, prima dată am văzut statisticile lui Ali Abdal, dacă mă înșel, e un youtuber foarte popular în Anglia. Bine, el a avut nișa lui și pe educație și pe medicină și toate cele, dar e foarte deschis cu statisticile lui pe YouTube și evident că m-a motivat când am văzut că chiar e posibil, doar că e foarte, foarte mult de muncă și el a zis că din 5 stele, 4 stele e foarte, foarte greu să faci YouTube și să și reușești să scoți ceva. Evident, toți ne dorim să scoatem bani din chestia asta și să ajungi la momentul în care poți să scoți bani, e destul de greu. Cele 4.000 de ore de vizionare pe care trebuie să le faci și cei 1.000 de abonați, nu se ajunge foarte ușor acolo, dar da, unii au noroc și ajung peste noapte cu un video devenit viral cu 1.000.000 de vizionare, alții trebuie să o ia încet și da, la mine încet, cum altfel, și da, o să dureze probabil ceva, dar da. Cum vreau să povestim de ce mi s-a părut foarte greu în acest an, evident, eu de la început mi-am pus în minte și în plan să fac 2 videouri pe săptămână și anume lunea și joia, după cum bine știți dacă sunteți abonați, dacă nu, vă rog frumos să vă abonați ca să nu le ratați. 2 videouri pe săptămână luni și joi, durează foarte mult și acum să le fac aproape 3-4 ore stau pe thumbnail, 2-3 ore pe montaj, fiindcă țin foarte mult la calitate, înregistrez ecranul la jocuri într-un format RAW, după aia trebuie să-l convertesc în ProRes, stau și la alea, după aia fac montajul, export, în fine și pe YouTube trebuie să export și să public în ProRes ca să nu distrug și eu videoul, pe lângă că îl distruge YouTube-ul cu compresie și toate cele, dar da, eu țin foarte mult la calitate și se vede că are un pic de succes treaba asta. Durează și acum foarte mult cât stau pe descriere, fiindcă stau foarte mult să-mi optimizez fiecare video, de la titlul pe YouTube, titlul fișierului pe care îl încarc pe YouTube, mai apoi descriere, o grămadă de hashtag-uri, tag-uri, efectiv tot, limbile mi le selectez bine, până acum câteva luni nu mi le selectam ok și titlurile nu apăreau dacă aveai aplicația YouTube pe o anumită limbă, în fine, o grămadă de chestii, dar da, contează foarte mult să-ți optimizezi videourile și asta am încercat să fac eu și se pare că am reușit destul de ok. O altă chestie e că e foarte greu chiar și de 2 ori pe săptămână să postezi, fiindcă se adună oboseala, evident, și dacă stai foarte mult pe video să le faci și ții foarte mult la calitate, o să te storcă destul de repede ca pe portocale. Dar, pe lângă treaba asta, dacă îți place și chiar ai motivația și ai face orice ca să reușești, o să reușești într-un final, dar trebuie multă muncă, trebuie foarte multă muncă, dedicare și să ai răbdare. Și între zilele de postat, între luni și joi, efectiv la început mi le tot amânam și eram leneș, nu mi le făceam chiar foarte, foarte rapid și m-a apucat și
ziua de postat și atunci mai lucram, deci nu, acum mi-am optimizat și programul și workflow, ca să zic așa, cum mi le editez și mi le postez. Și da, mereu un pic mai ok acum, chiar dacă în ultima vreme mi-am mai luat niște săptămâni libere, mi-am făcut videouri în avans, mi le programam și va trebui să țin asta mult și bine, deci să continui 5, știi, poate vreo 2-3 ani până o să iasă ceva. Da, trebuie și pauză, trebuie să vă gândiți și la pauză, nu băgați foarte tare pe foc chestia asta, fiindcă o să vă stoarcă, cum v-am spus. No, bun, asta a fost cu ce a fost greu, câteva sfaturi pe care pot să vi le dau după un an. Ei bine, dacă vă gândiți să începeți și voi chestia asta, tot ce trebuie să știți e că pur și simplu trebuie să faceți. Efectiv, vă puneți în plan un program, decât să faceți spam cu videouri, deci să puneți în fiecare zi și să nu fie calitative sau ceva. Mai bine puneți de două ori pe săptămână și să fie calitative, încercați să faceți cât de fain și thumbnail-ul, fiindcă contează mult, să fie atractiv, depinde jocuri pe ce nișă vă alegeți și asta vreau să vă spun, să încercați să vă găsiți o nișă cu un conținut pe care îl face toată lumea. Deci nu faceți jocuri, adică puteți face jocuri, dar o să fie foarte greu ca să ieșiți în evidență cu chestiile astea. Puteți să faceți și asta dacă aveți un stil propriu și puteți să fiți original cu jocurile, nu zic că nu se poate. Dar foarte multă lume face jocuri, vloguri, review-uri, nu știu, dacă ai avea nișa ta, cum să mânghii corect animalele și să luați toate animalele pe planetă și să le mânghiați corect. Easy nișă. Deci nimeni nu mai face probabil chestia asta sau probabil că... Deci e foarte, foarte greu să găsești o nișă cu chestii pe care nu le face nimeni. Dar puteți să faceți și ce face toată lumea, dar să vă puneți cât mai mult din originalitatea și creativitatea voastră la lucru pentru această chestie și o să dați și voi de publicul vostru care o să vă aprecieze pentru exact ce faceți voi. Deci de asta vreau să zic despre nișă și să postați minim de două ori pe săptămână timp de un an de zile sau și mai mult, evident, până vedeți că începe să meargă toată treaba și după aia, după ce intrați pe o anumită rutină, pot să-i zic, sau pur și simplu vedeți că funcționează, de acolo doar trebuie să continuați ce făceați până acolo și o să meargă foarte bine. La mine a început în sfârșit să se miște un pic canalul, deși evident n-am ajuns și eu la sute de vizionări pe video, până acolo mai este, dar nu am crezut niciodată că o să ajung la 921 de abonați, ireal, efectiv ireal. Și totul după un an de zile, deci anul ăsta probabil să fac 1000 de nici nu pot să zic 1000 de abonați. Deci anul ăsta probabil să fac 1000 de abonați, nu vine să cred că o să se întâmple așa ceva, dar da, crește și merge. Foarte încet, trebuie răbdare, motivație, efectiv, nici nu știu de unde am atâta motivație încât să continui chestia asta și să nu o las baltă. Credeți-mă, am avut și momente o grămadă în care efectiv nu mai puteam, efectiv mă apuca ora 2-3 noaptea făcând thumbnail-ul și după ziua următoare era ultima zi înainte de postat. Trebuia să stau să fac montajul, mi-era și lene, mai aveam și jobul. Dacă chiar vă doriți acest lucru, o să reușiți într-un final, dar trebuie efectiv foarte multă muncă, motivație și să nu vă lăsați. Dacă credeți cu adevărat că puteți să reușiți cu chestia asta și credeți-mă că se poate, dar repet, la infinita asta trebuie răbdare și să faceți cât de genial puteți fiecare video. Și da, să vă știți foarte bine obiectivele, eu momentan am să ajung la cei 1000 de abonați și la 4000 de ore de vizionare în ultimele 365 de zile, lucru care e destul de greu, fiindcă am ajuns la un an de YouTube și începând cu ziua asta că s-a împlinit anul, o să înceapă să scadă orele de vizionare și toate cele adunate până acum o să înceapă să scadă treptat. Da, da, n-am ce să-i fac la faza asta, o să continui să public și o să fac și într-un final probabil o să ajung și cu un video devenit mini-viral sau semi-viral sau cum a fi și o să fac acele 4000 de ore destul de easy și o să fie super tare atunci, dar până atunci multă muncă, multă motivație, nu știu de unde și da, am încredere că o să iasă și yep, o să fie greu, dar o să meargă. În fine, asta a fost videoul pe care am vrut să fac, nu pot să cred că am ajuns să fac și vlog, dar am vrut să fac ceva special pentru asta. O să fac, evident, și pentru 1000 de abonați, ceva special momentan, efectiv, nici nu mă pot gândi la așa ceva, fiindcă nu mi se pare efectiv, nu pot să cred că se întâmplă așa ceva, dar da. Asta am vrut să vă spun după un an de YouTube, sper că v-am dat câteva explicații și dacă visați și voi să vă apucați de așa ceva, e posibil, vă încurajez să o faceți, dar trebuie să vă așteptați la destul de multe dezamăgiri, stai foarte mult pe un video, stai, nu știu, foarte multe ore pe un video și îl postezi și faci 14 vizionări, aia e muncă, măcar cel puțin, dacă stați foarte mult în Photoshop și la montaj, credeți-mă că învățați o grămadă de chestii utile care o să vă folosească și la un job până ajungeți la visul cu YouTube unde visăm toată lumea. O să învățați o grămadă de chestii și o să reușim cu toții. Chiar cred asta, că altfel n-are cum să fie. În jos n-are cum să meargă abonații și toate cele. Dar da, dragilor, ăsta a fost video pentru un an de YouTube. O să vedem la anul ce o să se întâmple. Efectiv, nu pot să cred că fac așa ceva, dar da, am visat de foarte mult timp asta și o să ne revedem la video special pentru 1000 de abonați. În fine, sper că v-a plăcut și v-a fost
fost informativ acest video, nu uitați să vă abonați la canal, să loviți foarte tare butonul de like și clopoțelul de notificări ca să facă foarte tare ding-i-bum când o să mă și alte videouri. Vă mulțumesc frumos! În atmosfera asta de Crăciun am vrut să fac video ăsta, fiindcă se vede foarte fain blur-ul din spate cu luminițele. Noi să ne vedem în videoul următor cu Red Dead Redemption 2 sau ceva videouri pe ROG Ally și da, sper că v-a plăcut și noi ne vedem în videoul următor. Take care și bye-bye!